Astea sunt mere verzi, sunt încă necoapte. Le voi folosi la dulceața de pepene galben, mere verzi și scoțișoară. E important să fie așa, pentru că au un gust un pic mai amărui, mai necopt. Se pricepe să facă dulceață, dar și bani din ea. Îl cheamă Mihai Alexandru Zaharia și a înțeles că moștenirile din bătrân sunt aur curat. În cazul lui au fost două. În primul rând, o livadă părintească pe jumătate în paragină. Astea sunt mere nestropite de 7 ani de zile. Nici nu o să mă creadă lumea când o să vadă câte fructe poate să facă un măr neîngrijit. În al doilea rând, rețete vechi de când lumea de făcut dulceață și gem, care implică obligatoriu ceaunul și focul de lemne. Am căutat la Biblioteca Națională niște rețete clasice. Am găsit ceva de Cogălnicianu, cel mai vechi manuscris ăsta a fost, în care erau menționate și dulcețuri. Din bibliotecă, Mihai s-a întors în livada din Costești, județul Argeș. Și-a luat și logodnica și cei 5.000 de euro puși deoparte și a început afacerea cu dulceață. 2013 a fost primul an în care merele și corcodușele din livadă s-au transformat în dulceață. Cei doi au reușit să vândă toate cele 1200 de borcane din primul an de producție, iar pentru anul acesta planurile sunt și mai îndrăznețe. Să dubleze producția și să acceseze fonduri europene. Și am avut și foarte mare grijă să fie tradiționale, nu am pus în ele niciodată niciun fel de conservant, niciun fel de gelifiant, niciun fel de substanță chimică. Tocmai pentru asta. Pe ceea ce ne bazăm este de fapt gustul care vine din faptul că e făcută la ceaun. În afară de tradiție și inovație, își are locul ei în ecuația unei afaceri de succes. Aici în ceaun este rețeta pe care o încercăm prima dată anul ăsta. E ceva nou. Sunt corcodușe, piesici și cardamom. E o combinație gândită de logodnica mea. Dulceața de pe vremea bunicii se vinde bine și pentru că este promovată cu metode din zilele noastre. Cum se pricepe nu doar la dulceață, ci și la IT, Mihai a reușit să facă un site accesibil pentru business-ul său și toate borcanele și-au găsit clienți online. Livrarea o face producătorul personal. Este foarte, foarte important pentru orice business, cred, să știe clienții, să știe foarte multe despre clienții lui. Pot să spun că sunt în general, că sunt 70% femei, sunt persoane cu salariu mediu și peste mediu. Foarte mulți mi-au spus chiar că au comandat din curiozitate și din nevoia de a mă ajuta și de a susține un business românesc. Povestea este încurajatoare pentru toți cei care doresc să înceapă o afacere cu bani puțini și să trăiască din ceea ce oferă pământul. În numai un an, Mihai Zaharia a descoperit rețeta dulcea succesului. Tradiție, combinații de gust curajoase și, foarte important, clienți fideli. We'll be right back.